Școala gimnazială Sfântul Iacob a fost cu un pas înaintea celorlalte instituții de învățământ din Câmpul Lung prin organizarea timp de o săptămână a școlii de vară. Este primul an când se implementează acest program pilot și, spre surprinderea tuturor, mulți elevi au dorit să participe. A fost o săptămână în care copiii au învățat noi jocuri, au desfășurat diferite activități recreative, au participat la concursuri și s-au simțit bine împreună. Anul acesta, la școala de vară, au participat doar elevii cursului primar, însă aceștia au fost ajutați în activitățile zilnice de către animatori elevi de gimnaziu. A fost o experiență extraordinară. Ne bucurăm că am reușit să o punem în practică, pentru că am ezitat puțin deoarece nu se făcuse organizarea din timpul în care copiii au fost prezenți aici la școală. Am ținut totuși să o desfășurăm în forma aceasta de proiect, știind cu siguranță că va avea un impact deosebit asupra copiilor și a tuturor celor implicați. V-ați aștepta să aveți atât de mult copii? Am fi dorit să avem foarte mulți copii. Din modul în care am prezentat-o, am vrut să-i atragem pe cât mai mulți, cu toate că într-o primă fază, fiind vorba de cuvântul școală, în timpul vacanței, au ezitat o parte dintre ei. Ne bucurăm că au reușit să fie, începând cu 5, 7, 10, 12, 15 chiar dintr-o anumită clasă, pentru că au fost în vacanțe, în concedii cu părinții plecați, dar cei care au putut să participe, cu siguranță va rămâne aceasta o amintire extraordinar de plăcută pentru ei. Veți continua proiectul? Cu siguranță. Anul acesta am desfășurat doar o săptămână pentru copiii claselor 1-4, dar de la anul vrem să desfășurăm în mai multe serii pentru că vom avea mai mulți participanți și atunci când grupele sunt mult prea numeroase nu are același impact, nu o putem desfășura la fel de eficient și de asemenea vrem să dezvoltăm pentru cei de la gimnaziu, deoarece anul acesta animatorii în număr de și ei destul de mare, aproape 20, s-au arătat niște copii altfel decât elevul de la clasă pe care noi îl cunoșteam până acum. Acesta cred că este câștigul cel mai mare al acestor activități, al acestei săptămâni. Faptul că elevi de primar, copii, elevi de gimnaziu, profesori, au fost un tot și s-au cunoscut altfel, s-au bucurat împreună, au avut parte de niște experiențe deosebite, extraordinare. Deci, cu siguranță, vrem să dezvoltăm și să, așa cum spuneam în prima zi, aș vrea să devină o tradiție pentru școala noastră, școala de vară și sunt convinsă că și pentru alte școli. Școala românească trebuie ușor, ușor să înceapă să înțeleagă că formarea unui om pentru mai târziu nu stă doar pe băncile din sala de clasă, ci mult mai mult în exterior. Formarea reprezintă participarea la cât mai multe activități care îi pregătesc pentru situațiile concrete pe care viața li le rezervă. La final au fost premiate echipele câștigătoare. Chiar dacă a trebuit să câștige o echipă prin cumulare de puncte, toți elevii au fost felicitați și premiați. Așa cum a afirmat directorul școlii, profesor Irina Pastoric, proiectul pilot a fost o reușită, iar de la anul se va relua atât la ciclul primar cât și la ciclul gimnazial cu o perioadă mai îndelungată.